Românii beau aproape 300 de milioane de litri de alcool pe an. Nu e de mirare, deci, că ne plasăm în topul mondial al consumatorilor. Dar și mai grav e altceva. Foarte mult din ceea ce bem e contrafăcut. România are o imensă industrie subterană care aruncă pe piață vinuri sau băuturi tari cu o compoziție care îi îngrozește pe specialiști. Iar uneori, spitalele se umplu de băutori răpuși de o travă din sticlă. Cu ajutorul unor indivizi descurcăreți, alcoolul contrafăcut ajunge în cantități mari, inclusiv în magazine, baruri și cluburi de noapte. E un fenomen scăpat de sub control și fiecare dintre noi riscă să bea substanțe periculoase vândute în sticle de băuturi de lux. Sunt mulți oameni buni în comuna clujeană Mărgău și au nimerit la cârciumă exact când trebuia. Azi e duminică, zi de băutură, o cere cântecul. Lasă-o, dracole, bărbate, că ne-om băta și ne-om băte! Badea Gliga e un om fericit. Înțelege asta în fiecare zi în care ajunge la bodegă să-și ia litrul de aperitiv de dimineață și de prânz și de seară. Are și cu ce. Gospodăria îi oferă, cum ar spune businessmenii, multiple surse de finanțare. Atâta porc de crescute de chirieri. Și astăzi beau după porcul ăla. Povestea se repetă duminică de duminică, sau chiar de duminică până duminică. Așezați în statisticile internaționale, petrecăreții de aici și colegilor din restul țării au urcat România în topul statelor mari consumatoare de alcool. Din cifrele Organizației Mondiale a Sănătății, rezultă că în lume ocupăm un deloc onorabil loc 8, cu 15 litri de alcool băut pe cap de locuitor, mult în fața unor țări mai bogate ca Anglia, Franța sau Germania. Dar nu ne place să ne lăudăm cu asta. Ce ați băut? O bere. Chiar dacă autoritățile noastre contestă statistica Organizației Mondiale a Sănătății, nu pot nega datele care ne-au dus în topul unui alt clasament dramatic. În România, un bărbat din 5 moare din cauza consumului excesiv de alcool. Iar la mortalitatea feminină, suntem pe primul loc în Uniunea Europeană. Un aspect este legat de ciroza hepatică și al doilea aspect este legat de accidente și vătămări. România în acest moment încă nu are o strategie sau un plan național privind reducerea consumului de alcool. Consumul de alcool în România este într-o ușoară creștere, atât în ultimii 10 ani, dar și dacă ne uităm retrospectiv în ultimii 50 de ani. Și acest lucru trebuie să ne dea de gândit. Doar că în România nu se moare atât din cauza cantității, cât a calității. În ultimii ani, pe piață au intrat milioane de litri de băuturi falsificate, care se vând la vedere în piețe, magazine sau chiar în baruri și cluburi de noapte. În topul contrafacerilor e vinul. Teoretic, autoritățile n-ar trebui să aibă probleme mari în a identifica un fals. Îl dă de gol prețul infim. Până și vânzătorii știu care e vinul dubios. Și cu toate acestea, în România, el se vinde în cantități imense, fără opreliști. O fi bun, doamnă, sau nu o travă curată la bani? Eu știu, la bani nu știu dacă e calitate, dar la criza asta avem acum și spirit, ca să mări mai repede. La 14 lei, vinul dă vinul. La 10 lei, depinde pentru cine vrei să luați. Pentru muncitori. Păi, pentru muncitori e bun. E cam scump, totuși. Mai ieftin voi am. Păi mai ieftin înseamnă că sunt probleme. Am vrut să vedem ce riscă românul neavizat și am făcut un experiment. Am ales la întâmplare 5 tipuri diferite de vin, vândute în București, Ilfov, Dâmbovița, Buzău și Constanța. Am luat probele și le-am dus la un laborator. Reacția după primul test, degustarea, a fost mai mult decât sugestivă. Curpea mea spalată asta am ies. Ia cel milos. Cu tremurător de prost. Ha, este același stil, plus că la asta te omoară sulful. Este sinistru. Dacă nu mor în minutul următor, îmi dați o medalie. Yeah. Mă duc să beau apă și să scui. Mie mi se pare o pedeapsă să trebuiască să consum așa ceva. Sunt absolut sinistră. Mă înfioară ideea că asta se consumă pe piață.
S-a trecut apoi la o verificare științifică, analiza chimică. Un vin autentic ar trebui să aibă doar apă, zahăr și alcool din boabă de strugure. Conținutul sticlelor cumpărate de noi din magazin e însă departe de rețeta impusă de lege. Parametrii pe care i-am determinat nu sunt parametrii specifici unui vin. Extractul total este absolut de apus, nu respectă limita minimă, culoarea este nespecifică. Extractul reprezintă totalitatea substanțelor care dau corp vinului și există un minim care nu este discutabil. Acesta a avut valoarea 1,5 față de minim 15 din legislația atât națională cât și cea europeană. Mai clar, o contrafacere atât de grosolană încât unele probe nu conțin nici măcar urme de struguri. E pur și simplu spirit cu arome și coloranți. Produsul conține alcool de o altă proveniență decât fermentația naturală a mustului de struguri. Valoarea izotopică este specifică pentru alcool etilic rafinat. Alcool din cereale, dar nu din struguri. Într-o țară normală, producătorul acestui vin ar fi fost descoperit rapid, judecat și condamnat la închisoare. Doar că el e liber și prosper, ca de altfel foarte mulți falsificatori, al căror business a înflorit subit în 2007, când vinul a fost declarat aliment și implicit exceptat de la accize. Producătorii autentici au simțit imediat că pe piață se întâmplă ceva. Într-o zi, țin minte, la începutul anului 2007, după ce s-au scos timbrele fiscale de pe vin, da, furnizorul nostru de adeziv pentru etichete spune atunci, zice, nu știu ce s-a întâmplat, dar peste noapte primesc tot felul de cereri pentru diversi producători, diverse SRL-uri care vor să îmbutelieze vin. Deodată a crescut producția de vin, da? Între ghilimele. A crescut pentru că vinul falsificat poate fi fabricat tot anul și are costuri minime. Apă de la robinet, alcool etilic, arome, coloranți și un bidon din plastic cu o etichetă convingătoare. Producătorii autentici, în schimb, depind de o podgorie după care așteaptă un an și în care investesc constant. Așa că la 6 ani de la includerea vinului pe lista de alimente, fabricanții se simt scoși de pe piață. Este greu să concurezi cu ei pentru că le dă mâna să meargă foarte jos cu prețurile și la noi intervin foarte multe costuri, pornind de la toate costurile umane, materiale pe care trebuie să le folosim în fiecare an, începând de la tăiatul viei până la cules. Mai apoi îngrășămintele și protecția fitosanitară. Deci absolut toate intervin ca costuri destul de mari în prețul final al litrului de vin. La mijlocul lui septembrie, în plină campanie de recoltare a strugurilor, în podgorii și crame e un adevărat furnicar. Zeci de oameni robotesc printre rândurile de viță de vie, tractoarele cu munți de ciorchini sunt într-un dute-vino continuu și mii de litri de must se scurg în rezervoare gigant. Imaginea se schimbă brutal la sediul uneia dintre firmele care au umplut piața din România cu un așa zis vin de masă. În spatele acestor porți se află firma care a produs vinul contrafăcut. Ce este foarte interesant este că afaceriștii sunt gard în gard cu una dintre instituțiile care ar trebui să vegheze la ce ajunge pe piața din România, Direcția de Sănătate Publică. Sediul producătorului de vin arată mai mult a casă particulară. Nicio siglă nu indică prezența vreunei societăți comerciale, iar în clădire e doar o femeie lăsată parcă acolo ca să-i descurajeze pe curioși. Șeful este plecat, nu este. Mă așteptam să găsim o cramă aici. Nu. Nu e o cramă. Puteți să-l contactați pe șeful dumneavoastră pe telefon? Este plecat din localitate și nu vreau să deranjez. Chiar dacă îi spuneți că facem un material despre vinul contrafăcut pe care firma sa l-a realizat. Deci nu știu despre ce vorbiți, nu vreau să ne Am plecat, convinși și noi și ea, că pe șef nu-l va deranja nimeni încă mult timp de acum încolo. În mod ciudat, de 6 ani, nu prea pare să se întrebe cineva cum e posibil ca o băutură care are în ea alcool ce trebuie accizat cu 3,5 lei pe litru să fie vândută în magazin cu 3 lei litrul. Un preț care nu acoperă nici măcar acciza, dar emite costul de producție. Deși Ministerul Agriculturii susține că depistează anual cel puțin 10 mărci de vin contrafăcut, falși producători nu ajung la închisoare, ci se întorc pe piață. Explicația e una tipic românească. Atribuțiile inspecției de stat sunt astea tehnice. Noi depistăm, înaintăm documente către organismele care sunt abilitate să pună în aplicare
sancțiunii respective. Asta facem, facem adrese. Și de 20 de ani povestea merge mai departe. Autoritățile se îngroapă în adrese, falsificatorii prosperă. Cererea e nelimitată. Băutori de performanță, românii sunt dispuși să bea orice, atâta timp cât efectul e garantat. Ăsta miroase a detergent. Păi dacă este conducerea stațiunii. Pe Nea Ilie, licoarea cu miros chimic nu-l deranjează. Din potrivă, în cercul lui de amici, vinul, chiar și contrafăcut, e semn că ai gusturi alese. În satul lui însă, nu sunt foarte mulți mofturoși. Se bea orice. Am băut eu șantigel, da, lichid de barbiz. Am zis că e băutură. Și? Trișuri, dacă a fost antigel, da, acolo, și m-a surprins. Dai bătăi. În România, consumul de antigel, de lichid de parbriz sau de alcool medicinal a devenit aproape un sport național. Oamenii beau de se sting, din păcate, la propriu. În prima jumătate a anului, în spitalele din Bihor, au ajuns peste 60 de oameni cu afecțiuni nemaivăzute. Surpriza maximă pe care am avut-o noi ca anesteziști reanimatori au fost stările de comă profundă în care veneau acești pacienți, cu vârste cuprinse între 35-50 de ani. Analizele de laborator au demonstrat că victimele băuseră alcool metilic, o substanță extrem de toxică folosită în industria chimică. Cum a ajuns ea în stomacul acelor oameni a fost multă vreme un mister. Până la urmă l-a dezlegat doctorul Pantiș. Consumaseră un produs cosmetic care imita spiritul și la culoare și la forma recipientului în care era vândut. Primul care a băut soluția a fost fiul Mariei Ternovan. Asta a murit. Ioan Ternovan a murit în drum spre spital, sub ochii mamei lui. Dar tragedia ei nu s-a oprit aici. Câteva ore mai târziu... Vine aici poliția și spune altul băiatul l-a murit la drum. Alcoolul e blestemul familiei ei. Cu câțiva ani în urmă, Maria Ternovan își pierduse soțul care s-a sinucis la o beție. Apoi, copilul cel mic, băutor de rom, a făcut atac cerebral și a rămas cu paralizie pe jumătate de corp. Iar acum i-a pierdut pe cei doi băieți. Același produs cosmetic cu metanol a băgat în mormânt 30 de oameni din Bihor, iar alții au rămas cu sechele pe viață. Colegul ăla nu m-a servit și am văzut două gure pe el. A fost răspit. După câteva ore a început să-l doară capul cumplit, apoi a orbit. Dus la spital, i s-a spus că metanolul îi atacase iremediabil nervul optic și că nu va mai vedea niciodată. Vizidar și dulgher. Acum stau acolo la dracu, în praznic, lucrează machina în locul meu care are 67 de ani. Dar nu trebuie să bei produse cosmetice ca să te otrăvești. Se poate întâmpla foarte ușor și cu vodka sau whisky, vândute uneori chiar în baruri și cluburi de noapte. Pe piață activează rețele foarte bine organizate care falsifică până la detaliu băuturile originale, așa că un consumator neavizat poate fi păcălit ușor, mai ales dacă falsificatorii lucrează strâns cu proprietarii localurilor. De ce te-a luat poliția? Nu știu. Acum 2 ani, o astfel de grupare vânduse prin toată țara mii de sticle de whisky contrafăcut, fabricat în beciurile unor case din Ilfov. Rețeaua funcționa uns. Strângea din cluburi bucureștene sticlele goale ale celor mai populare mărci de whisky și de vodka, după care perfora cu un ac picurătoarele de siguranță și introducea un amestec de alcool etilic, coloranți sintetici și arome. Sticle care ulterior erau umplute și sigilate. Au fost mai multe situații în care se foloseau efectiv niște instalații artizanale de umplere. Recipiente de presiune, gen butoaie de bere din aceea la halbă, care erau adaptate și prin diverse mecanisme anexate se creau presiune și după aceea erau ulterior capsate. În final, sticlele cu băutura contrafăcută erau vândute în aceleași cluburi, la preț de produs original. Chiar dacă rețeaua respectivă a fost destructurată, business-ul merge mai departe și chiar se extinde. Reporterii în premieră i-au găsit pe membrii unei astfel de grupări și au urmărit traseul unei sticle de whisky contrafăcut de la tomberonul clubului de noapte până la revenirea pe raft. Cartierul Drumul Taberei, București. Ziua în amiaza mare ne întâlnim cu doi dintre distribuitorii rețelei și le propunem o afacere cu băuturi scumpe, contrafăcute. Nu e o travă în ea, sau? Nu, e, nu e. Tărie, tărie. O să... Cât e ăsta? 40. Și nu-l lași mai pe jos? Nu, la cantități. De oricum, vând cantități, așa mai mă deplasesc cu 200 de euro. Nu e cu cine-l dă bucăția.
Sticla pe care o cumpărăm e sigilată, n-are timbru, dar pare autentică. O ducem totuși la un laborator, iar acolo sunt descoperite primele semne ale falsului. Toate whisky-urile sunt prevăzute cu picurător și în momentul în care turnăm, curge așa, în fir subțire. Pe când din sticla aceasta, curge ca și cum am turnat din golat. Sub lupă se vede apoi clar orificiul lărgit al picurătorului, semn că pe acolo a fost introdus un ac. Urmează analiza lichidului. Culoarea e specifică whisky-ului, însă compoziția nu. Este o băutură spiritoasă de o calitate îndoielnică, cu o concentrație alcoolică de 36 de grade, față de minim 40, cât ar trebui să aibă whisky. Era alcool cu apă și cu ceva aromă de caramel. Deci nu era niciun caz un whisky. Nu știu ce efect ar putea să aibă pe termen lung. Aparent nu e toxic, dar totuși, alcoolul absolut de 90 de grade care se adaugă în aceste contrafaceri nu este prevăzut pentru a fi adăugat în băuturi. În băutură s-a găsit și metanol, într-o cantitate dublă față de băutura originală. De unde aveau distribuitorii sticlele originale, n-a fost greu să aflăm. Cei care lucrează la scară mare își fac reclamă la mica publicitate. L-am sunat pe unul dintre ei și am fixat o întâlnire. E tânăr, dar deja versat. În răstimpul scurs de la convorbirea telefonică, a reușit să facă rost de un număr impresionant de sticle goale, originale, pe care, spune, dacă vrem, ni le poate și umple. Sunt 12 pe cutie. 12 pe cutie și în astea mic sunt câte 8, adică 8 pe cutie, 24, încă 2 bașuri. 120 și mai am vreo 7 sticle desfăcute, dacă le mai vrei și pe alea. Și de unde le ai? De la o căpciumă care vinde foarte bine. E cam cel mai șmecher club. Omul ne spune că are sticlele chiar de la barmanul localului, care le păstrează tocmai pentru a le vinde falsificatorilor de băutură. După o scurtă negociere, ajungem la un preț bun. Ia zi-mi un preț total. 890 de lei. E mult. Îți dau 6 pe ele. Nu, așa nici mai venea în câine, trebuie. Păi n-am, îți dau la cât, la 4 lei la sticlă. Vreau să mă trec de la început, că nu mai mă chineam chestele, ambalesele. Câteva zile mai târziu ne întâlnim cu cel care poate plasa băutura pe piață. Îi ducem whisky-ul cumpărat de pe stradă ca dovadă că suntem oameni serioși, iar el ne asigură că îl va introduce în circuit pentru că are intrare în cele mai tari cluburi. Da, băieți, unul chiar e manager, acolo chiar am luat legătura mai serios cu el și am zis, la ce club? La... Sau, dacă avem rețineri, ne poate plasa băutura și în unele benzinării. Înțelegi? El le ia la prețul ăsta și seara. Te-o bagă și mai treci pe casă, dacă vin de seara, ziua tot. În doar o jumătate de oră am negociat, deci, intrarea pe piață peste 100 de litri de alcool contrafăcut, care, dacă ne-am fi dus planul până la capăt, și-ar fi găsit locul în rafturile unor cluburi cu pretenții. Intermediarul nu știe și nici nu-l interesează ce e în sticle, dar ezitarea lui când îi cerem să ne guste whisky-ul ne arată că are dubiile lui. Ia-o puțin. E de acolo. Ce-au băut clienții clubului în cauză nu vom afla niciodată, pentru că autoritățile nu i-au călcat pragul să facă verificări. Dar ne putem face o idee din cifrele furnizate de un institut de cercetare din Londra, care pare mai interesat decât noi. România nu are statistici despre piața neagră a băuturilor. În schimb, londonezii au descoperit anul trecut că 70% din ceea ce bem nu e controlat de stat. Prin urmare, pe lângă băuturile originale, consumăm aproape 100 de milioane de litri de rachiu, vodcă, whisky și vinuri de proveniență incertă. Și în timp ce nimeni nu pare să ia măsuri ferme, alcoolul continuă să îmbolnăvească și să ucidă mii de români.